formulez cum voi. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară. Adrian Ciobanu, primarul Comunei Cordun, județul Neamț, având în vedere prevederile articolului 39 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, dispun. Articolul 1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Cordun, județul Neamț, în ședință ordinară, care se va desfășura în ziua de 31 octombrie 2016, ora 14, la sediul primăriei Comunei Cordun, având la ordinea de zi următoarele. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Cordun și al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul 3 al anului 2016. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeței de 6 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al Comunei Cordun. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Cordun pentru anul 2016. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, modernizare, drumuri de interes local, Comuna Cordun, județul Neamț. 6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare, drumuri de interes local, Comuna Cordun, județul Neamț. 7. Discutarea unor cereri. Articolul 2. Secretarul Comunei va asigura comunicarea și înaintarea prezentei dispoziții autorităților și persoanelor interesate. Mai avem pe ordinea de zi, am înțeles de că se mai adaugă două proiecte. De asemenea, aș dori să suplimentăm ordinea de zi cu încă două proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 65/29/7/2016 privind aprobarea susținerii financiare a echipei de fotbal Moldova Cordun și de asemenea proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar parohiei Cordun, județul Neamț. Cine este pentru ordinea de zi? Începem cu primul proiect privind aprobarea ocupării acordării unui ajutor de urgență. Consiliul Local al Comunei Cordun, județul Neamț, hotărăște. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență conform anexei care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Primarul Comunei și Serviciul Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate. La proiectul de hotărâre avem anexa. În anexa avem așa, Relea Florentina, Patache Catrina și Galioan. Le-am discutat de principiu în ședința anterioară, da? Și... nominal, nu? Da. Da? Bun, astea au fost cereri discutate, da, din ședința asta. Cine este pentru acordarea unui ajutor financiar pentru Relea Florentina? Suma de 1.000 de lei, nu? Atunci, în ședința trecută, s-a votat de principiu. De principiu, da. Da? Bun. Deci, împotriva, abțineri? Abțineri, o abțineri. Două abțineri. 12 voturi pentru... Două abțineri. Pentru Patache Catrina, tot 1.000 de lei. 1.000 de lei. Cine pentru? Abțineri? Împotrivă, două ține. Galioan, suma de 2000 de lei. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, două ține. Trecem la următorul... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Cordun și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul 3 al anului 2016. Consiliul Local al Comunei Cordun, județul Neamț, având în vedere expunerea de motive, hotărăște. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Comunei Cordun pentru trimestrul 3 al anului 2016, conform anexei numărul 1
omul care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul 3 al anului 2016, conform anexei numărul 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 3. Cu o aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul comunei Cordun, precum și compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu al primarului. Articolul 4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate. Avem avizile, domnișoară, da, pentru asta, da? Sunt avizile. Bun, aici avem anexele, contul de execuție al bugetului local. Pentru venituri și pentru cheltuie și confirmările de la bani. Bun, e cazul să citim toate... Da, dacă... Da? Bun. Da. Comisia Buget Finanțe nu a avizat. Este, da, avem aviz favorabil. Ok, bun. Trecem mai departe. Atunci, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Există o abținere. Există o abținere? Da. Scuze, n-am văzut. Îmi cer scuze, n-am văzut o abținere. Domnișoara Anamari. Următorul proiect de hotărâre. Privind aprobarea ocupării temporare a suprafeței de 6 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al Comunei Cordun. Consiliul Local al Comunei Cordun, văzând hotărârea de Consiliu 2799 privind aprobarea domeniului public al Comunei Cordun, hotărăște. Se aprobă ocuparea temporară de către Mănăstirea Sfinții Ciril și Metodiu a suprafeței de 6 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al Comunei Cordun, pe durata executării lucrărilor de branșament gaze naturale de presiune redusă și post de reglare măsurare, beneficiar Mănăstirea Sfinții Ciril și Metodiu. Articolul 2. Constructorul și beneficiarul lucrării sunt obligați să aducă terenul la starea inițială. Articolul 3. Primarul Comunei Cordun va aduce la îndeplinire prevederile prezentei proiect de hotărâre și articolul 4. Hotărârea se comunică potrivit legii autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului Comunei. Din nou fac referire. Avem aici că o solicitare, da? Așa. Avizul avem, da? Avem, da. Și avem certificat de urbanism, avem toate documentele. Bun, având în vedere că avem avizul comisiei, pun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pot să pentru. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016. Consiliul Local al Comunei Cordun, județul Neamț, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, secțiunea de funcționare al Comunei Cordun, județul Neamț, pentru anul 2016, în sensul majorării de sumă de 9.080,39 lei la suma de 9.093,48 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local, secțiunea de dezvoltare a Comunei Cordun, județul Neamț, pentru anul 2016, în sensul majorării de la suma de 2241,28 lei la suma de 2666,80 lei la partea de cheltuieli. Articolul 3. Primarul Comunei și Serviciul Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesate. Da, avem și expunere de motive, avem și avizul comisiei, da? Bun. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Toți pentru. Da, trecem mai departe la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumuri de interes local, Comuna Cordun, județul Neamț. Consiliul Local al Comunei Cordun hotărăște.
Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumuri de interes local, Comuna Cordun, județul Neamț. Întocmit de 10 Hilt Proiect Construcție RL Iași, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Primarul Comunei Cordun va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Hotărârea se comunică potrivit legii autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului. Bun, avem și expunerea de motive, cred că pe comisii s-a studiat și s-a... Mai dorește cineva informații la acest proiect de hotărâre? La acest proiect de hotărâre, practic, e vechiul proiect de... Așa, vechea documentație care a fost întocmită în această primăvară pentru a fi depusă la AFIR, numai că la timpul respectiv... Consultanții care se ocupau au întârziat din cauza unor defecțiuni a softului, urmând ca acum, începând cu 1 noiembrie, să dea drumul la o nouă sesiune și am refăcut efectiv, am refăcut documentația, am scăzut din prima documentație cele două străzi din satul Simionești, Primăverii și Păcii, care au fost modernizate. Așa, și au rămas restul străzilor, strada Tineretului din satul Cordun, strada Stadionului din satul Cordun, strada Moldovei, sat Cordun, strada Pompelor, sat Cordun, strada Câmpului, sat Simionești, vorbim de strada care merge la Cimitirul Nou, așa, strada Tineretului în satul Pildești, strada Mihai Sadoveanu în satul Pildești și strada Trandafirilor în satul Pildești. Refacem, am refăcut din nou documentația, a făcut consultul, refăcut studiul de fezabilitate și din nou consultantul și-a refăcut documentația, să redepunem din nou în această nouă sesiune. Nu, nu, este altceva. Nu, aici discutăm de modernizarea străzilor. Noi... Nu să noi așteaptă canalizarea. Este doar nu turnăm asfalt, depunem proiectul. Depunem proiectul și dacă reușim în primăvară să dăm drumul la canalizare, oricum până se fac toate demersurile pentru modernizarea drumurilor, ne mai iau un an, perioada în care consider că... Din drumul care a menționat acolo, a zis strada Moldovei, dar Moldovei nu e așa asfaltat. Nu, discutăm de strada Moldovei din spatele școlii până în strada stadionului. Din spatele școlii... Din spatele școlii până în stadionul nu este modernizat drumul, este doar petruit. Da, da, da. 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 Nu, nu, nu. Stadionul, ies în stadion. Bun, dacă nu mai sunt discuții pe tema asta, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Toți pentru. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare drumului de interes local în Comuna Cordun, județul Neamț. Consiliul Local al Comunei Cordun, județul Neamț, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă implementarea proiectului modernizare drumului de interes local Comuna Cordun, județul Neamț, denumit în continuare proiectul precum și necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției. Articolul 2. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii. Articolul 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul 4. Numărul locuitorilor și operatorii economici de servicii de proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 5. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acesteia în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Articolul 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Cordun, județul Neamț. Articolul 7. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului Comunei Cordun, în temeiul prevăzut de lege, primarului Comunei și prefectul județului Neamț și se duce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet al primăriei. Avem și anexa, avem avizul de... Da.
Deci avem și aviz favorabil. Bun, avem și anexa cu străzile care s-au menționat. Că nu sunt discuții pe tema proiectului. Aș avea o întrebare. Spuneți, vă rog. E vorba despre drumul la cimitirul nou. Da. Dacă nu îl facem acum, cum facem cu creștinii ăștia care care îl știți ce probleme am avut acum 2 ani când cu strada chiar ieșea o stradă. Cu mizerii, cu... Nu știu ce nu se poate înțelege cu domnul. Nu putem, nu cred că putem oferă... Nu-i putem împiedica să-și mai cultivi terenul. Facem ceva care îi cheltuim banii și înapoi. Nu, dar mă gândesc, poate să poate crea lucruri din altă parte. Să nu mai ascute asfaltul ăsta. Dumneavoastră spuneați că am murdărit drumul. Exact. Și murdărit. Și stricat, mă gândeam acolo la ora actuală că să-i impunem să-și facă o zonă de spălat mașinile dar și tractoarele. Dar el are drumul putea să iasă direct la fabrica dizator, dar... Ei, alea drumuri țarnă. Căturalnice, da. Sunt drumuri de exploatare care nu le convin pentru că... Nu le mai convin. Nu ar fi să dăm banii și facem, dar eu știu. Da. Trebuie să găsim o soluție. Trebuie să găsim soluții ca să nu... Trebuie să legea aia să nu iasă mutilajul din mutare. Sigur. Există, dar... Avem și noi hotărâri. Putem să-l crezim eventual unul din fricare. Există. Avem hotărâri de Consiliu. Da. Ei, haideți treci de față. Nu, dar nu, acum, pe perioada de toamnă, într-adevăr, este o problemă, dar nu doar în zona dumneavoastră, cred că în toate zonele și în toate ieșirile de pe asfalt și intrările, la fel, se, la fel este. Dar vezi că aici e drept, dar aproape în mijlocul pântului. Nu, da, și pe drumul de la Pildești, o porțiune bună, cred că un kilometru e negru, e plin din noroi. Cred că e bine să științăm toți tractoriștii care când ieși pe șosea, curăță tractorul, curăță roțile alea tractorului. Da, bun, da. E bun simț asta, eu așa am trebuit. Aici aș poliția ar putea să se implice în niște chestii astea. Știți ce se întâmplă? Răușii și transportatorii nu s-au luat. Nu i-am asamblat. Nici a luat grană. Ăștia s-au luat. Sunt chiriați. Sunt chiriați și omul își face treaba. Nu te-a bătit ceași cu șofer. E adică de la bus. Da. Să rămâi un punct pentru noi care suntem ce o să facem. Că banii noștri. Zic. Sigur că da. Da, trebuie să vedem. Poate găsim o soluție. Bun, trecem spre dezbatere, să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu. Da. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar parohiei Cordun, județul Neamț. Consiliul local al comunei Cordun hotărăște. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 54.816 lei, parohiei Cordun, comuna Cordun, județul Neamț, în scopul realizării unei lucrări de reparații și modernizări la Biserica Cordun. Articolul 2. Primarul comunei și serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate. Aici avem cererea domnului Tiron Constantin, părintele paroh al bisericii din Cordun, care spune în felul următor, cu respect deosebit, în numele credincioșilor parohiei Cordun, înaintăm domniei voastre și Consiliul Local solicitarea unui ajutor financiar în rezolvarea unor lucrări absolut necesare, rămase nedefinitivate până în prezent, din cauze pecuniare și de înțelegere. Discuțiile purtate cu enoriașii noștri urgentează împlinirea acestor cerințe conform ofertei de deviz, materiale și manoperă, sumă total 54.816 lei. Având încredere în rezolvarea celor de mai sus, ne exprimăm mulțumirea noastră.
depunem alăturat devizul ofertă și factura materialei instalației aer condiționat. Este cererea părintelui Paruh pentru rezolvarea unor probleme aici la biserica din satul Cordun. Dacă nu sunt discuții, întrebări, supunem la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Împotrivă deci, și... avem un vot 12, împotrivă. Da, un împotrivă. Domnul Antici, da. Da. Abțineri. Nu, abțineri nu avem, nu. Da. Dar nu poate să vin. Nu poate să fie nici abțineri. Nu poate să fie trecut la abțineri pentru că este în interes de... Abține. Se abține, da. Abține. La votări împotrivă și ok. E ok, e bine așa. Nu, practic, nu are voie să voteze. Abține. Da. Abține. Și 12 voturi pentru, da. Da. Asta... Da, și trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii de Consiliu Local numărul 65 din 29.07.2016 privind aprobarea susținerii financiare a echipei de fotbal Moldova Cordun. Consiliul Local al Comunei Cordun, județul Neamț, hotărăște, se modifică și completează prevederea articolului 2 din aliniatul 2 din hotărârea susmenționată și care va avea următorul cuprins. Consiliul Local al Comunei Cordun va asigura finanțarea echipei de fotbal Moldova Cordun pentru activitățile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 125.000 lei conform solicitării de finanțare necesară din care sumă de 95.000 lei prevăzută în bugetul local pe anul 2016 la capitolul 67.02 Cultură, Recreere, Religie, iar restul de 30.000 lei în bugetul pentru anul 2017 la același capitol. Celelalte prevederi rămân aplicabile. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesate. Avem aviz? Da. Da. Avem, da? Așa. Bun, avem și o cerere și o... și aici. Bun, dacă nu sunt discuții pe... asta și avem avizii de la comisii. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Bun. Vedem domnul primar dacă mai are cereri, ceva. Sunt câteva cereri pe care am dorit să le discutăm de principiu. Domnul Grosu Elena Manuela, în calitate de administrator SC Profilen SRL, societate cu profil medical, rog aprobarea închirierii unui spațiu în vederea înființării unui centru medical oftalmologic pe raza localității Cordun. Menționez că normele înființării spațiului cu profil medical sunt necesare circa 100 de metri pătrați suprafață. Vă mulțumesc. Pe data de 17.10.2016. Practic, doamna doctor Grosu Elena ar dori să facă o sală de operații oftalmologică. Stomatologic. Doamna nu a găsit pe raza... nu a găsit. Probabil a găsit la un preț mai mare pe raza municipiului Roman un spațiu adecvat pentru înființarea unui cabinet de consultații sau... nu, unei săli de operații săli dorește. De operații. Săli de operații oftalmologice. Ne gândim, stabilim, vom purta discuții. Acum, cum hotărâți și dumneavoastră, vă gândiți, ne mai gândim. Și prezentăm, doamne, centru de zi. Ne mai gândim și prezentăm un spațiu, să vedem dacă dumneavoastră dorește ca să vină pe raza. Acum depinde și ce operații face acolo. Pentru cataractă, pentru ochi. Da.
sunt foarte mulți de cadre care duc la Bacău, la Iași. Da, da. Nici în Roma nu există așa ceva. Nici în Roma nu există. Ar fi bine, da. Înseamnă că ar... Nu știu dacă centru social, noi am discutat cu centru din Cordun, va fi pentru oameni în anumit grup. Acum dacă în destinația... Păi cu domnul Vene, situații lui Vene. Da, da. Stai să gândiți centrul oftalmologic și pentru copii ca să rezerv. Nu este nici pentru copii. Dar mi se pare că este mai benefic pentru operații și pentru tehnologie, pentru anumit punct de vedere. Rămâne să ne gândim până la următoarea ședință și la următoarea ședință să stabilim mai concret ce o să zicem doamnei. Subsemnatul Știri Boaneta, domiciliat în sat Cordun, Comuna Cordun, strada Moldovei, numărul 55, prin prezenta vă solicit un ajutor financiar, având în vedere că la începutul lunii septembrie 2016 am fost internată la Spitalul Municipal Roma, în secția terapie intensivă și chirurgie. Atașez la prezenta cerere copie buletin de identitate, copie cu cont de pensie, bilet de externare, bilet de ieșire din spital. Vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul pe care sper să mi-l oferiți. Știri Boaneta, cei care sunt domiciliați în satul Cordun, probabil nu pot da mai multe detalii la capitolul ăsta. Moldovei numărul 55, prin zona dumneavoastră, domnul consilier. Da. Așa. Are pensie. Are pensie. Aș dori pensie. Două secunde, are o pensie de 494 de lei. 494 de lei. V-aș citi și diagnosticul, dar nu cred că reușesc. Nu, un bilet de ieșire, există un bilet de ieșire din spital și noi... Aici am o propunere, să formez o comisie, eventual și reprezentați din Consiliul nostru. Dar cred că mai bine ar fi reprezentați din Consiliu decât păi din cadrul primăriei. Nu, deci nu numai la cazul ăsta. Cazurile astea vă sunt... Comisia voastră diferi de la caz la caz, pentru că dumneata pot să cunoști anumite persoane, eu nu pot să cunosc. Da. Degeaba fac eu parte din comisie dacă nu cunosc persoanele de și noi tot timpul. Trebuie să cunoască persoanele, cel puțin să fie din localitatea mea. De asta de și noi tot timpul. Vrei de așa, vedea și cunoaște mai bine că nu ești de la poliția. Pentru că e din fiecare zonă. Și eu dacă sunt persoanele respective și cu cine vorba. Rămâne aici ca domnii din Consiliul Local, domnii și doamne din Consiliul Local, care domicilează pe raza satului Cordun, să pronunțe. Asupra situației. Dumneavoastră propuneți suma de 1.000 de lei ajutor financiar. Domnul consilier Pascal propune suma de 1.000 de lei ajutor financiar. Mai sunt alte propuneri? Alte propuneri nu mai sunt. Haideți să supunem la vot de principiu această sumă, dacă știm cine este pentru. Împotrivă, abțineri, o abținere. Domnul Voicu, să abține. Subsemnata Bejan Cecilia, domiciliat sat Pildeș, Comuna Cordun, județul Neamț, să rog să-mi aprobați un ajutor de pentru mormântarea soțului Bejan Gheorghe, decedat la data de 8.10.2016. Anexez copii după certificat de deces și copii după buletin. Un domn în vârstă de 48 de ani a decedat pe raza satului Pildeș. Cred că cei din Pildeș mai... îl cunosc. Om precar. Știți, probabil și noastră. Da. Să fac propuneri ce de sumă? Da. Pentru... Propunem sumă de 1.000 de lei, că și cum s-o dat domnii. Da. Cine este pentru suma de 1.000 de lei? Pentru toți. Împotriva abțineri? O abținere. La? Propuneți 2000? Ce? Propuneți 2000? Da. Mai existau... Nu, era bine dacă făceați propunerea în momentul în care... Adică... Oricum e de principiu. Nu, dar este de principiu, dar în momentul în care întocmim proiectul de hotărâre, trebuie să știm pe ce sumă întocmim proiectul de hotărâre. Dar nu este... Supuneți la vot suma de... Reluăm votul, da. Cine este de acord cu propunerea domnului Pascal? Nu. Eu am făcut propunerea pentru 1.000 de lei pentru că am fost... Bejan Cecilia. Da. Bun. Nu este nimeni, nu de acord cu prima propunere, nu? Da? Bun. Cine este de acord cu propunerea domnului Antici? Pentru 2.000 de lei, da? Pentru 2.000, da? Da, să scrieți suma, da. Toți? Cine este pentru?
Da? Împotriva abțineri, da? O abținere. Două abțineri. Sunt diferențiere de la vorbătare, la un caz. Vă mulțumim. Da. Bun. Noi vă mulțumim pentru participare. Da, spuneți, domnule, domnișoară. Trebuie să încadrez ora la școală. Puteți să ne informați care sunt motivele pentru care fac școala? Da. Okay. La școală? Da. La școală? Unde? La da, nu Liso, părut probabil mai tentantă și mai interesantă școală la Pildești. Da, pentru că avem microbus de la Simonești la Cordun. Dar mi se pare că este dat o lege acum, nu știu, să plătesc chestiile astea pe acolo. Doar la liceu le plătești ministerul. La liceu. La gimnaziu îl plătești în primărie. Da. Păi să ne gândim atunci, pentru că am luat microbusul și e posibil să... Dacă de cortezi 3 abonamenti, sunt de puțin partea asta altă. Nu știu ce îți spune, să te cortezi la 12 minici. Dar nu? La Simeonești. Când ești la Simeonești? Da, zi la Simeonești, da. Să vin. Nu, haideți că ne gândim la o soluție la capitolul ăsta și o să vă dăm... Până vine iarna. Acum, trebuie să fii mândri că copiii merg. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt mândru de lucrul ăsta. Pentru că s-a desființat școala de la Simenești, în primul rând. Nu pentru suntem că din ce în ce înregistrăm scăderea numărului, din ce în ce mai mult înregistrăm scăderea numărului de elevi din școala Cordun. Și deja am avut anul ăsta un deficit financiar substanțial din punctul meu de vedere. Foarte mulți din Baroma. A, bun. Asta, da, dar știm asta, dar... Dacă ar fi toți copiii din sat aici la școală, cred că n-au avea mai tot. Să știți că și de la Pildești sunt care sunt la Roma. Nu poți să forțezi pe părinți. De la întâia până la opta? Nu poți să-i forțezi pe părinți. Da, sunt la Pildești. Nu se le pare la... Cine? Da, fie atrași. Ce zis putem să-i atrași? Bun. Copiii de la Pildești care merg la Roma sunt copii cu probleme. Au plecat de la școală pentru că ei au foarte mari probleme. Le place naveta. Bun, la sunt le place naveta, am înțeles. Da. Probleme de ordine? Comportamental. Psihic. E rămâne să discutăm, să vedem. Da. Și să înțelegem acolo sau o școală specială sau următoarea? O sunt la școală 8. Deci e mai specială școala 8, da. Și asta s-a înțeles. Nu ești aici în cartel de colegi? E aici, la lângă Lidl, în partea asta. Da. Da. Bun, haideți, da. Bun, vă mulțumim pentru participare și încheiem ședința ordinară de astăzi.